Ambasadorul Ungariei la Chișinău a fost chemat pentru explicații la Ministerul de Externe al Republicii Moldova. Se întâmplă după ce în spațiul public au apărut imagini cu un incident în care este implicat diplomatul și un agent de patrulare. Într-un comunicat, instituția precizează că ambasadorul Ungariei a fost convocat pentru clarificarea circumstanțelor incidentului și evitarea unor situații similare, care ar aduce prejudicii statutului diplomatic. Săptămâna trecută, diplomatul maghiar ar fi accidentat cu mașina un agent de patrulare, care l-ar fi atenționat că a parcat neregulamentar la intrarea în piața centrală din Chișinău.